Salut! Și bine v-am regăsit la un nou video super duper diferit, după cum vedeți. Informații. Sunt împreună cu Felix și ne aflăm pe platourile de filmare ale canalului Cocolis. Felix s-a uitat pe platou. De biroul meu. După cum vedeți, astăzi avem un video diferit, deoarece se produc așa niște schimbări aici pe canalul meu. Da. În ultima vreme, și anume de câteva luni bune, v-ați uitat pe bună dreptate. O grămadă de nuci de coco s-au uitat de calitatea videolor din punct de vedere tehnic. Sunet mult. Sunet, ba că nu ne puteți auzi decât într-o cască. Ba că nu se aude deloc. Ba că se aude ciudat și asta este adevărat. Am dat vreme pe vecin cât am putut, dar acum trebuie să înfruntăm realitatea. Înfruntăm realitatea și datorită vouă ne-ați pus așa pe gânduri și am ajuns la concluzia că va trebui să facem așa o mică schimbare în ceea ce privește camera cu care mă filmez. Deci ne gândeam, ori ne ducem camera la reparat, vedem cât costă, ori ne luăm altă cameră, poate mai scot ceva bani pe camera asta. Poate mai ia ceva, poate mai vând un ciorap și poate reușim și mă gândeam... Felix, nu cred că poți să-ți vinzi ciorap, te-ai găurit. Da. Nu ți-a nimeni. Ideea este, camera asta este din 2013 sau 14 și sau ceva. Și am filmat o grămadă de videouri cu ea, camera de pe canalul meu. Da. Acum filmez de pe camera de la canalul Cocolis, care este diferită și nu poți să filmezi. Camera asta trebuie foarte de aproape, că dacă te duci departe, sunt în fade, la un moment dat o să fie acolo un ceață, o să fie aici, aici avem și microfonul de la Cocolis, de aia ne auzim bine, însă pe canalul meu lucrurile stau diferit. Așa că, din păcate, mâine nu vom avea video și, după cum vedeți, astăzi avem un video așa diferit. Informativ. Informativ, așa, un anunț. Și... Așa? Și până una alta va trebui să... Felix să-și dea mâna, eu tot fac. O să vedem ce cameră găsim la ofertă. Și ne interesăm de cameră cu microfon. Și vă așteptăm probabil joi cu un video nou. Să știți că eu am pregătit un DIY super duper excelent. Da, am muncit numai 14 zile la el. M-am apucat de luni și până joi am muncit la DIY-ul ăla și am spus mai că nu este. Pot să-l pun, nu pot să-l pun așa filmat cu camera aia râpci. Da. Așa că va trebui să l-amânăm pentru săptămâna viitoare. Dar să știți că vă aștept cu un video super duper, deci o să vă pice fața. Și mai este o fază. Care fază? Nu putem să vă sunăm până când nu... Da, deci foarte asta, mulți... asta e faza. Nu voiam să vă sunăm cu sunetul ăla care să zici, eu n-auzi ce a zis. Da, foarte mulți cocolic și ne întreabă când îi sunăm, când îi sunăm. Dar vă sunăm de îndată ce reparăm pe camera mea. Da, imediat, mult pe net, caut oferte, ofertă de ofertă de ofertă. Mai sun, mai ne lucrez la telefon, bădăm. Și na, reușim noi ceva. Ei, ideea este că sunt foarte curioasă ce o să rezolvăm, ce o să facem, care va fi noua calitate a canalului. Și DIY-urile se vor vedea mult mai bine, zic eu, și ne vom auzi tare bine. Da, așa? Pentru că luăm una mai nouă, cel puțin, nu mai găsești așa vechi. Și acum facem 300.000 de abonați! De nu-i de coco și vreau să-mi scrieți în comentarii ce vreți să fac la 300.000, dacă tot avem secțiunea de comentarii. Eu am, o idee, dar o păstrez pentru mine și o să-mi zic Cristine când face 300.000. Nu zic, că aude microfonul aici. Zic-mi aici la ureche. Zic după, Cristine! Zic-mi aici la ureche! Geniu! Ok, ne vedem data viitoare, acum mai am de lucru, ok? Uitați să lăsați cocul like acolo. Eu lucrez la un story, să știți. Da? Apropo, dacă vreți să vedeți story-ul, poate îl pun azi, mergeți da, pe canalul meu. Da, deci pe canalul Felix, pe Coco Felix, a început acolo o nouă serie, asta de fană! Nu, n-am început o nouă serie, e al doilea, nu știu dacă fac o serie. E al doilea video. Am pus al doilea episod pentru că, bă, v-a plăcut fraților așa de mult. Ziceți acolo să mai facă. Ați bătut butonul de like cum aș vrea eu profesorul dacă aș vedea pe stradă. Povești din viața lui Felix, de când era el mic. Și pe bune, chiar pe bune. Și Felix acolo desenează și foarte mare desenator. 40 de ore mi-a un episod, bun. Deci scrieți acolo idei de videouri pentru 300.000 de nuci de cocos. Vă sunăm pe Cocolix imediat ce rezolvăm cu camera. Nu imediat, că vreau să-i sun un weekend. Ca să fiți acasă, da. Și imediat ce rezolvăm cu camera, ne vedem și pe canalul meu. Până atunci, v-am pupat. Și eu vă salut, cam de lucru. Pa! Și ne vedem pe Instagram, Felix. Super, ne vedem pe Instagram. Eu am trebuie să pun clipul azi. Pa! Pa! Hai, ne strâmbăm. Okay.